Dacă batem la Bacău, suntem la barajul pentru promovare, așa susținea Gigi Ionescu, antrenorul handbalistelor de la CSM Ploiești, înaintea derbiului de la Bacău, iar fetele au ținut să întărească vorbele antrenorului și au câștigat la Bacău, cu 27-24, distanțându-se astfel de următoarea clasată, la 9 puncte în clasamentul diviziei secunde. Alina Moroianu, cea mai sexy jucătoare a lotului, a fost și cea mai bună marcatoare prin cele 7 goluri. În schimb, golghetera echipei, Andreea Dospin, a avut doar 2 reușite și din cauza faptului că a fost ținută om la om. În acest meci a debutat la Ploieștence și noua achiziție extrema Nicoleta Gâsca Alexandrescu. Fiind un meci important, Ionescu a utilizat doar 7 jucătoare alături de cele 2 portărițe. Etapa următoare, handbalistele municipalității evoluează tot în deplasare pe terenul echipei Spartak București.